aparatul care separă laptele, adică smântâna o tragi într-o parte și laptele slab, cum este ăla degresat în magazine, se duce aici în ăsta și eu fac brânză din el. Prin asta la altă, curge smântâna pe aici. E laptele cald. Deci dacă laptele nu e cald, 30 și ceva de grade, nu știu exact, nu se pară smântâna. Îți iese foarte puțină smântână. Și acum deschid cuva. Și el acum începe să se pare. Aici vine smântâna, acolo se mai poate face și din lapte integral, știi? Adică fără să se pare. Dar mie îmi convine să se pare. Asta înseamnă că laptele e gras și smântâna ei sunt foarte galbenă. Ea trebuie să iasă la o cubă din asta de lapte, trebuie să iasă la 10 litri de lapte, trebuie să iasă un kilo de smântână. Declanșează fierbătorul și se încălzește apa. Și îmi păstrează până mâine pe masă caldă, știi? Și el se prinde mai repede. Asta e vorba de apă, nu e vorba de lapte. Thank you.
înțelege acum. Mai trebuie apă, că spune mai mult. Este bun la animale, la porci în special. Uite, vezi? Dar putem să faci. Vezi? Și asta tot se adună. Și asta pun un strecător din alea, cum se cheamă, un tifon. Da. Thank you.